Tătăgilor, și bine ați venit la un nou video. Astăzi suntem între Narbona și Bezier, în Franța. Am oprit, acum m-am trezit, eu suntem undeva pe la vreo 9 și ceva ceasul. Și am zis că să vedem ce facem de micul dejun, să vedem ce am putut să facem. Eu m-am gândit să fac niște ouă cu niște cârnăciori ce mi-am cumpărat. Da? Hai să vedem ce avem pe aici. Vreau să-i spune în camera. Am fost și la cumpărături, de-am făcut niște cumpărături. Să-i dăm un pic, să vedem aici ce găsim pe aici, dragii mei. Eu mă gândeam să facem banane, nu vreau. Ui, că ies afară, bă. Am cumpărat niște ouă ieri. O să facem vreo 3-4 ochiuri sau 2-3, nu știu. Am cumpărat câteva iarțele, cărniță. Să facem la pauza de 24. Uitați, despre acesta individ este vorba. Punem cărnițele la loc. Cărnăciorul ăsta cu ouă le luăm cu noi. Mai luăm niște ardei. Mai luăm niște astea, nimerile astea, unde le punem? Le punem pe aici. Mai luăm niște roșii. Pregătim, cam atât ar fi. Pregătim terenul, dragii mei, și uitați acolo, vedeți măsuța aia ce avem acolo, unde vă arăt cu mâna, pe acolo, pe undeva. Acolo o să-mi iau butelia și o să mă duc acolo să le pregătim. Să păpăm că pe la vreo, nu știu, pe la vreo 4-5, cam așa, iese pauza și trebuie să-i dăm bătăi înapoi. Le punem toate la loc, că după aia le scoatem iarăși, le băgăm, știți, așa, că e numai frigider, e micuț. Din păcate, vreau să vă zic că dacă vă apucați de camion, pentru rută internațională, cel mai indicat, părerea mea, ar fi DAF-ul, pentru care două frigidere, în loc de unul mare, unul în partea cealaltă, unul poți să-l pui pentru bere, sucuri, să fie un pic mai rece, nu, mai cald, mă scuzați, și celălalt pentru carne, poate să înghețe, e superb, și Volvo e bun, dar Volvo, din păcate, are doar un frigider. Bun. Așa, am scoate butelia de aici din spate. Buteliuța o avem pe aici. Deci mai ales o încălcăm și asta, că e cam gata. Putem ia să încerce a fost de aici. Butelia, la ketchup-ul. Ne pregătim puțin să... Ia uite așa aici câte prostii am. Câte prostii am de tăti pentru tăți. E bine să ai. Băi, alarma. Ketchup. Așa, mă, băiatule, mă. Ia luăm toate astea, păi vedem noi ce iasă acolo, nu? Luăm și tigaia. Se numere fără tigaia, că e foarte important. Uleiul, vedem că am pus, avem pus ulei într-o sticluță de asta de apă micuță. O luăm și asta cu noi. Acum mai trebuie o plasă să le pun toate, pentru că nu pot să le duc toate în mână. O să facem un mic dejun spectacular. Niște cârnăciori cu niște... Bă, dai că punem... O să iau cuțetul să tau numai jumate din ele, pentru că nu... 6 bucăți cu 3-4 ouă, superb. Așa. Mergem acolo la măsuța aia și le facem frumos. Nu ne grăbește nimeni. Avem timp. Așa, avem 3 jumate. Nu ne trebuie mai mult. Cam și strânt un pic, vezi, când bag un alt în frigider. Trebuie să am mult scaunul sus, oriceva. Bun. Ce mai trebuie? Mai trebuie șervețele. Pâine, uite că am. Roșii. Da, le punem toate. Le tăiem. Să luăm și cuțitul cu noi. Băgăm aici. Punem toate astea aici. Acolo le scoatem iară și facem toată trebuca. Așa, măi, și cos. Cârnăciorul. O să și fiarbem câteva ouă. 2 sau 3 ore să avem mai pe după masă, că n-am mâncat de mult ouă. Și îmi plac. Sunt bune. Apropo,
multă lume, nu știu la mine, că zice multă lume că nu-i bine să nu mai multe două pe zi, că nu-i bine, nu știu, pe dragul, eu mânc câte 4-5 și n-am nici pe dragul, zic, cred că sunt foarte bune, aole, am multă vitamina C și sunt, eu trebuie să le fac cardurile de la motorină, că aseară am alimentat. Bun, l-am o bluziță, că nu mai este vară, din păcate, cu tot că este soare, e unde, sunt undeva la vreo 14 grade. Așa. Haideți că ne auzim puțin mai acolo, că mă duc să duc toate astea la masă, o să spăl puțin tigaia asta, trebuie să o clătesc un pic cu apă și ne auzim imediat. Gata, suntem aici, am pus 3 ouălețe, punem un pic de sare. Bine. Punem camera aici, aici am adus pâine. Punem și 2 cârnăciori de ăștia. Asta vine, am trebuit să bag un băț. Să bag un băț. Sper să nu sufle vântul. Ia uita și ce farfurioară am. Vă place? Roz. Facem un pic de salată. Eu sincer să vă spun, nu spăl niciodată roșiile, nici roșiile, nici ardei. Speram să nu se închidă asta, pentru că batem pe vântul. Ne punem oare aici. Hai că stăm aici, așa, în vânt. Strângem, să nu credeți că lăsăm așa pe jos. Când băgăm asta, păi după aia putem merge la drum, e? Faci o mâncărică de asta de dimineață, poți să te duci liniștit. Facem o sare. Așa. Puțină ceapă. Așa. Punem și un pic de piper. Piper. Salată piper. Ah, mere, să vedem ce e asta. Nu-i nimica, nimica rău nu poate să fie.
să pun pivântul, de-aia pun mai mult. Ia uitați cum arată, dragii mei! Bestiară! Și ăsta e aproape gata. Puteți să pun aici un lemn, un liaț, cum îi zic eu. Pun un pic de ulei peste. Așa. Uite ce mișto iasă. Să uite lumea la mine, dacă ați vedea cum se uită din camioane, cum stau și fac din mâncare. Adevărul că sunt mulți aici care numai sandwich-uri, numai conserve. Mie nu-mi place, mai ales să ies din camion, da? Toată ziua în camion, e? Toată ziua, de dimineață până seara în camion, nu? E me gusta. Cred că am să mânc din asta, din tigaie, pentru că nu mai am nicio farfurie. Nu mai am nicio farfurie, nu mai aia roșă, am avut-o, mi-a dat-o soțioara asta mea bengoasă. Așa, mă, chicos. Mai vreau. Fain. Deci asta este ce mi-a ieșit. Vedeți? Sălătucă, 3 patruchiuri, 3 cărnăciori. E foarte rapidă, au jumătate de oră, nu se ia mai mult. Să faci și mânci sănătos, bine. Și după aceea poți să pornești liniștită. Gata, am terminat de spălat și vasele. După cum vedeți, acum vom face o puțină cafeluță. Pentru că cafea nu am băut, am mâncat, dar nu am băut cafea. Și normal era invers. Se termină și butelia. Așa, mă. Punem pe aici, așa. Dragii mei, sunt câteva locuri aici de parcare goale, câteva de fapt, nu câteva, că o grămadă. Aici este parcarea, suntem parcați bine și de aici ne vom duce spre Alemania, spre Germania, dragilor. Da, deci cu toate astea făcute, vom mai trebui să curățăm puțin parvizul. Și cam atât am avut să vă arăt pentru astăzi, dragii mei. Vă doresc o zi cât mai plăcută, așa însorită cum este acum. Numai bine! Nu uitați să vă subscriveți, să-mi dați un like, să compartiți acest video cu cei dragi dacă vă place. Și o zi cât mai plăcută. Bye, numai bine! Bye, bye, bye!